Bună seara, am venit în sfârșit și Victoria. Un scor concludent, câteva impresii, să spun așa, la care. Bună seara, da, în primul rând suntem bucuroși că am câștigat acest meci. Am spus tot timpul, am vorbit cu băieții, era foarte important să o victorie pentru încredere, pentru moral. Puteam să câștigăm, cred, și primul meci acasă, cu voluntari, dar n-a fost să fie. Eu cred că băieții au făcut jocuri bune, au avut o atitudine foarte bună la fiecare meci, dar odată se întâmplă să ratezi, odată se întâmplă să pierzi jocul și iată că astăzi au intrat cu aceeași determinare și mă bucur foarte mult pentru ei, pentru că muncesc bine, se antrenează foarte bine. Știu că există presiune foarte mare pe băieți, dar este un grup bun, un grup unit și mă bucur pentru ei astăzi. Am reușit să câștigăm, dar deocamdată n-am făcut nimic. Mai sunt multe meciuri. Încercăm să luăm maxim din fiecare meci. Urmează un meci foarte greu cu cei de la Hermannstadt. Trebuie să ne recuperăm foarte rapid, să ne refacem foarte repede, pentru că este o oboseală, s-a acumulat o oboseală, se joacă din 3 în 3 zile. Noi cel puțin am jucat din 3 în 3 zile, 4 meciuri, nu este ușor. De aceea am încredere în tot lotul, vor fi și schimbări, dar îmi doresc foarte mult să scoatem maxim din toate meciurile pe care le mai avem. În special primul meci cu Hermannstadt, am spus, un meci greu și trebuie să dăm tot ce avem mai bun. O gură foarte mare de oxigen, să spunem, v-a urcat în rândul 4 această victorie. Victoria tot timpul e frumoasă, nu trebuie să facem după fiecare etapă să facem calcule. Calculele se fac la sfârșit, tragem linie, vedem câte puncte avem, încercăm să fim cât mai sus pentru a îndeplini un obiectiv al nostru, al vestiarului. Asta ne-am propus, încercăm să fim cât mai sus în clasament și după aceea vedem. Nu trebuie să ne uităm la celelalte echipe, trebuie să ne uităm la ceea ce facem noi, să câștigăm meciuri în continuare, după care am spus, vedem la sfârșit vom vedea în clasament pe ce loc suntem. Peste 3 zile un alt meci, un fel de derby, să spunem, județeam cu FCR Maștad, o altă echipă aflată și în. Da, nu cred că e vorba de derby aici. Derby e la fiecare meci. Derby e și cu Dinamo, derby e și cu voluntari. Aici sunt meciuri foarte importante. Toate meciurile trebuie să dai tot ce ai mai bun. Vedeți, sunt meciuri echilibrate, sunt echipe bune și trebuie să dai tot ce ai mai bun ca să câștigi meciul. Eu cred că v-am spus, sunt echipe bune, sunt echipe cu calitate și atitudinea face diferența, spiritul de grup și băieții, cei care intră pe teren. Cred că asta este secretul, aici se face diferența. Merci.